Polițiștii din cadrul serviciului rutier continuă acțiunile privind semnalizarea corespunzătoare a drumului public. După cele patru amenzi de aproape 7500 de lei aplicate în zilele de 6 și 7 martie unei firme care efectua lucrări pe bulevardul Mihai Viteazul din Zalău pentru nesemnalizarea corespunzătoare a obstacolelor sau lucrărilor aflate în zona drumului public, dar și pentru instituirea de restricții pe drumul public fără a deține avizul poliției rutiere, societatea a fost taxată din nou. Astfel, în nou martie, în cadrul unei acțiuni care a avut ca scop prevenirea evenimentelor rutiere, polițiștii au aplicat firmei în cauză alte două sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 5.000 de lei. Așa se face că în doar trei zile agentul economic s-a ales cu amenzi de peste 12.000 de lei. Oamenii legii atrag atenția că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare.